Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom realiza un alt glob decorat cu croșetul. Eu am realizat aici doar prima parte, partea a doua o voi lucra împreună cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Globul meu are un diametru de 10 centimetri și așa cum vă spuneam, am lucrat deja prima parte, am îmbinat câteva modele în modul în care să iasă bine și cât mai frumos lucrarea noastră. Modelul este ușor accesibil dumneavoastră, doamnelor începătoare. Vom folosi firul de bumbac, bumbac care îl găsiți în mercerie, firul de bumbac obișnuit, deoarece multe dintre dumneavoastră ați întrebat de unde cumpăr firul. Firul meu este cumpărat de aici, din Italia, pentru că eu lucrez în Italia. Însă dumneavoastră, dacă veți merge la mercerie și veți cere firul de bumbac, acolo veți avea o gamă variată de fire. Eu lucrez cu croșetul 1,05 mm, croșetul cu numărul 1, să spunem. La fel veți folosi și dumneavoastră croșetul cu numărul 1. Fiind prezentate materialele, bineînțeles, vom avea nevoie și de globul de plastic transparent, glob care eu l-am cumpărat din mercerie. De asemenea, le puteți găsi în anumite magazine chinezești. Pentru prima parte, eu am montat deja 12 ochiuri de lanț. După ce am lucrat aceste 12 ochiuri de lanț, vom închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț. Am decis să fac așa din două părți lucrările. Cred că va fi mult mai ușor. După ce am închis și am format acest cerc, eu voi intra și voi face un picioruș scurt pentru a stabiliza toată lucrarea, după care voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet și voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare și voi continua cu o altă serie de 3 piciorușe duble. 1, 2 și cel de-al treilea. Un ochi de lanț de separare. 3 piciorușe duble. 1, 2 și cel de-al treilea. Un ochi de lanț de separare și vom continua cu grupele de câte 3 piciorușe duble, separate așa cum ați văzut de un ochi de lanț, iar în total noi vom lucra 8 astfel de grupuri. 8 grupuri de câte 3 piciorușe duble, iar după fiecare 3 piciorușe duble vom face un ochi de lanț de separare. Am format cele 8 grupe de câte 3 piciorușe duble. Acum voi face ultimul ochi de lanț de separare și voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat ne vom îndrepta către spațiul format din primul ochi de lanț. Deci vom face fir alunecat. Am ajuns în corespondența spațiului format din ochiul de lanț, iar aici voi lucra 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt de două ori firul pe croșet. Voi intra în același spațiu și voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt neterminat. Firul pe croșet de două ori, voi intra în același spațiu și voi lucra cel de-al treilea picioruș dublu neterminat. Din nou firul pe croșet de două ori și vom lucra
cel de-al patrulea picioruș dublu înalt neterminat. Acum le vom închide împreună, vom sigila piciorușul, lucrarea, și voi continua lucrând 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și din nou firul de 2 ori pe croșet mă voi îndrepta către următorul spațiu format din ochiul de lanț. Iar aici voi lucra din nou cele 4 piciorușe duble înalte, neterminate. Am cel de-al doilea. Cel de-al treilea. Cel de-al patrulea. Picioruș dublu neterminat. Iar acum le voi închide împreună. Voi sigila lucrarea și voi continua cu cele 7 ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 6, 7. În felul acesta vom lucra de jur împrejur, în corespondența fiecărui ochi de lanț. Am ajuns și la capătul acestui rând, am lucrat cele 7 ochiuri de lanț, le voi închide cu fir alunecat în corespondența punctului unde am unit primul grup de piciorușe duble înalte. Deci vom face fir alunecat, după care vom intra în corespondența spațiului format din cele 7 ochiuri de lanț și aici vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea, cel de-al cincilea picioruș dublu, cel de-al șaselea picioruș dublu, cel de-al șaptelea picioruș dublu, 5 ochiuri de lanț de separare, 3, 4, 5, și vom intra în spațiul următor, lucrând din nou 7 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și cel de-al șaptelea, 5 ochiuri de lanț de separare, 2, 3, 4, 5 și în felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat ultimele 5 ochiuri de lanț și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat vom ajunge în corespondența piciorușului dublu cu numărul 2. Iar aici vom lucra 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Ne vom deplasa în următorul picioruș și vom face cel de-al doilea picioruș dublu. Ne deplasăm în următorul picioruș și vom face cel de-al treilea picioruș dublu, firul pe croșet. Ne vom deplasa în următorul picioruș și vom face cel de-al patrulea picioruș dublu, firul pe croșet. Ne deplasăm în următorul picioruș și facem cel de-al cincilea picioruș dublu. Deci avem o serie de 5 piciorușe duble, după care vom lucra 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Firul pe croșet
În corespondența spațiului format din cele 5 ochiuri de lanț voi face un picioruș dublu, 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, după care firul pe croșet voi intra direct în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu din grupul următor și voi face seria de 5 piciorușe duble. Deci ne va rămâne nelucrat un picioruș dublu de o parte și un picioruș dublu de cealaltă parte. Avem 3, 4, cel de-al cincilea picioruș dublu, 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, firul pe croșet, piciorușul dublu în corespondența spațiului format din cele 5 ochiuri de lanț, continuăm cu 4 ochiuri de lanț și seria de 5 piciorușe duble. În felul acesta noi vom lucra pe întreg parcursul rândului. Am ajuns la capătul acestui rând. Vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, cu fir alunecat, nu vrea să stea cu minte aici, cu fir alunecat vom ajunge în corespondența piciorușului cu numărul 2 și de această dată vom lăsa nelucrate un picioruș de o parte și unul de cealaltă. Deci vom avea o serie de 3 piciorușe duble. Eu am lucrat primele 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, apoi voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, firul pe croșet, în corespondența piciorușului dublu singur, noi vom face un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Deci vom forma un V. 4 ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, 4, după care vom intra în următorul spațiu, lăsăm un picioruș dublu nelucrat, vom lucra următoarele 3, 1, 2 și cel de-al treilea, 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, un picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu singur, 3 ochiuri de lanț de separare, cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu singur, 4 ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, 4, eu văd un pic cam greu având camera în față. În felul acesta vom lucra pe parcursul întregului rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, care în alunecă și îl voi scoate de aici, uitați așa. De acum, voi lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu și voi face picioruș dublu neterminat, firul pe croșet, voi intra în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu și voi face picioruș dublu neterminat. Le voi închide împreună
două ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și voi intra în spațiul format din cele trei ochiuri de lanț, unde voi lucra un număr de 8 piciorușe duble. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și cel de-al 8-lea. Două ochiuri de lanț de separare, după care voi forma din nou cele trei piciorușe duble neterminate, 1, 2 și cel de-al treilea. Le voi închide împreună, două ochiuri de lanț de separare și voi continua cu cele 8 piciorușe duble în corespondența următorului spațiu. Deci în felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Vom închide și acest rând cu fir alunecat în corespondența punctului unde am închis cele 3 piciorușe duble. Din acest moment voi face 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet voi intra în primul picioruș dublu din cele 8. Voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, voi continua cu cel de-al treilea, picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. Vom forma aceste bantai lucrând un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare. Vom avea un total de 8 piciorușe duble separate de un ochi de lanț. Imediat vom ajunge și vom închide acest raport. Am spus, trebuie să aveți un pic de răbdare cu mine pentru că am camera în față și foarte greu reușesc să văd ceea ce lucrez. Deci aici avem ultimul picioruș dublu din cele 8. După ce am lucrat acest al 8-lea picioruș dublu, vom intra, luăm firul pe croșet, vom intra din nou în punctul unde am închis cele 3 piciorușe duble în rândul anterior și vom face picioruș dublu. Vedeți? În felul acesta. După care trecem în următorul evantai lucrând în același mod. Picioruș dublu, ochi de lanț de separare. Picioruș dublu, ochi de lanț de separare. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului și nu uitați, deasupra punctului unde am închis cele trei piciorușe duble în rândul anterior, noi vom face un picioruș dublu singur, fără ochiuri de lanț de separare între rapoarte. Am ajuns și la capătul acestui rând. După ce am făcut ultimul picioruș dublu, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din piciorușul dublu singur, după care voi intra în corespondența primului picioruș dublu din evantai. Voi intra cu fir alunecat și voi lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, plus 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și de data aceasta voi face seria de 8 piciorușe duble separate fiecare picioruș de 2 ochiuri de lanț. Deci avem cel de-al treilea picioruș dublu,
două ochiuri de lanț de separare, cel de-al patrulea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, cel de-al cincilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare. Continuăm. Cel de-al șaselea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, cel de-al șaptelea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, cel de-al optulea picioruș dublu, deci avem cel de-al optulea, îl vom închide, după care firul pe croșet și vom trece direct în următorul levantai, fără să facem niciun ochi de lanț de separare între evantaie. Deci, încheiat unul, intrăm direct în următorul. Și aici vom lucra din nou cele 8 piciorușe duble, separate de 2 ochiuri de lanț. Ați văzut că în momentul în care am ajuns la piciorușul dublu cu numărul 8, nu am lucrat nimic altceva decât am trecut în următorul evantai. Și în felul acesta vom lucra de jur împrejur. Ați văzut și dumneavoastră cât de ușor este, chiar dacă la prima vedere pare ceva wow, ceva extrem de complicat, însă este foarte simplu. De aceea eu lucrez din timp aceste tutoriale, astfel că dumneavoastră puteți să le realizați până la sărbătoarea Crăciunului, până când va trebui să împodobiți brăduțul. Uitați-vă, am ajuns în corespondență piciorușului dublu cu numărul 8. Voi face piciorușul dublu și imediat voi trece în următorul levantai lucrând primul picioruș dublu din următorul levantai, în felul acesta. Astfel noi vom lucra pe întreg parcursul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Îl vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. Acum va trebui să montăm globul nostru. Eu m-am gândit să facem în felul următor. În corespondența fiecărui evantai, noi avem 2, 4, 6, 7 astfel de căsuțe. Cu piciorușe scurte, eu voi ajunge în căsuța din mijloc, deci în căsuța cu numărul 4. Voi face picioruș scurt atât în corespondența piciorușului dublu, cât și a celor 2 ochiuri de lanț. Și de fapt, așa este mai corect. Facem piciorușe scurte. Imediat vom ajunge. Deci am ajuns în corespondența căsuței cu numărul 4. În momentul în care am ajuns aici, vom face picioruș scurt, după care voi face 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Eu cred că 5 sunt suficiente, dar mai adăugăm 1, 6. Și vom lua cea de-a doua parte și vom intra exact în corespondența căsuței cu numărul 4, deci cea din mijloc, și vom face un picioruș scurt. Așa. După care voi face piciorușe scurte până când voi ajunge în corespondența următorului mijlocului următorului evantai, deci în căsuța cu numărul 4. Aici este un pic de migală, însă în felul acesta reușim să unim cele două părți. Vedeți, încet, încet se va ajunge
și în acel punct. Altă metodă ar fi să unim cu mărgeluțe între ele, cele două părți. Însă așa cu croșetul cred că este mult mai simplu și mai ușor. Deci avem 1, 2, 3, aici trebuie să ajung și încet, încet mergem cu piciorușe scurte până în căsuța cu numărul 4. Avem o căsuță. Dacă nu aveți acest... Deci am ajuns în căsuța cu numărul 4, voi face piciorușul scurt, 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6 și mă voi întoarce, trebuie să fiți foarte atente să nu greșiți, în cea de-a doua parte, în căsuța cu numărul 4, 1, 2, 3 și 4 și voi face și aici un picioruș scurt, după care voi continua cu piciorușe scurte. Când vom ajunge și vom avea 3 evantaie libere, vom introduce globul. În cazul în care nu aveți acel glob, puteți uni părțile între ele în modul în care ați văzut și să-l modelați pe balon. Îl puteți apreta pe balon. Pe canalul meu găsiți modul în care se apretează cu gelatină. Am făcut acum vreo 3 ani, cred, un tutorial. Acum eu voi continua singură și ne vom reîntâlni. Eu am introdus lucrarea pe balon, pe glob, scuzați, și voi continua să lucrez în modul în care v-am explicat pe globul meu. Aici, bineînțeles, va fi un pic mai dificil, însă vom ajunge și la capătul acestei lucrări, care sper să fie pe placul dumneavoastră. Deci voi continua cu piciorușe scurte până în corespondența căsuței cu numărul 4, unde voi face din nou ultimele 6 ochiuri de lanț și astfel vom închide lucrarea noastră. Vom continua singure. O altă modalitate ar fi ca de fiecare dată când realizați ochiurile de lanț să tăiați firul și să îl puneți din nou cu croșetul în corespondența următorului evantai. O altă modalitate. Acum eu voi continua singură și mă voi întoarce cu rezultatul final. Eu am ajuns la capătul lucrării, am realizat ultimul lănțișor, acum voi scurta firul, voi ascunde capătul de fir, la fel veți face și dumneavoastră, bineînțeles, și am realizat și această lucrare. Eu sper să vă placă. Deci voi ascunde capătul de fir de desubt, pe care îl voi scurta. Iar dacă doriți să puneți și mărgeluțe, le puteți aplica cu acul foarte, foarte ușor. Așa. Acum voi scurta și capătul de fir. Nu ne rămâne decât să-l aranjăm un pic în felul acesta și am realizat o nouă lucrare. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu, iar eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o zi minunată și vă salută Tatiana! La revedere! Sincer, nu știu dacă am pornit camera pentru a vă prezenta rezultatul final, după ce am închis toate părțile.
Așa se prezintă globul nostru. Nu rămâne decât să-i punem firul. Dacă dorim să aplicăm câteva mărgeluțe, dacă dorim putem aplica o fundiță, dar lucru realizat de noi se prezintă în felul acesta. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu, iar eu mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!